Platforma Unionistă Acțiunea 2012 alături de Mișcarea Civică Tinerii Moldovei demarează campania de colectare de fonduri pentru liceul teoretic Mihai Eminescu din Comrat. Instituția are nevoie de suma de 14.000 de euro pentru înlocuirea sistemului învechit de încălzire termică a clădirii. În fiecare iarnă, cei 200 de elevi care împart curtea cu școala numărul 2 de limbăru să studiază în condiții greu de imaginat. Acțiunea 2012 a reușit să strângă până în prezent suma de 3.500 de euro, iar pentru restul de 10.500 de euro lansează un apel de solidaritate către cei dornici să-i ajute pe copiii care învață în limba română în regiunea de sud a Republicii Moldova. Toți cei care doresc să doneze bani pentru lucrările de încălzire termică în liceul Mihai Eminescu din Comrat o pot face până pe data de 31 august de ziua limbii române prin transfer bancar în contul mișcării civice tinerii Moldovei cu mențiunea donație pentru liceul românesc din Comrat sau direct la sediul asociației.